Masă de operație ruginită, folosită în secolul trecut, aruncată și adusă apoi la noi, într-o sală de operații care îi se spune modernă. Aceasta este fața tristă a spitalului din Făgăraș, dotare prea veche în unele secții, eforturi mari pentru modernizare și nevoie disperată de cadre medicale. Primul popas pe care îl face un pacient atunci când nevoia îl trimite la spitalul Făgăraș este la unitatea primire urgențe. Întâlnește aici o imagine care ar putea să amăgească pe oricine. Aparatură nouă asemenea unui spital modern. De aici însă este trimis pe secții și ar putea ca imaginea acestora să-l dezamăgească total. Depinde unde va ajunge. Majoritatea arată ca spitalele din secolul trecut și prea puține seamănă cu unitățile sanitare pe care le vedem în filme. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Avem și aparatură veche și nu puțină, dar în ultima perioadă ne-a dotat ministerul cu multe aparate performante. De asemenea, prin efortul nostru, din venituri proprii, am reușit să achiziționăm unele aparate. Totuși, puține, pentru că fondurile sunt limitate. O simplă privire la maternitate și uităm cu totul că s-a trimis vreodată aparatură modernă spitalului din oraș. Sala de operații, un fel de groapă de gunoi a țărilor vestice. Norocul e că bebelușii care văd lumina zilei aici nu conștientizează ce se întâmplă cu ei, pentru că altfel imaginea lor despre lumea în care abia au pășit nu ar fi una dintre cele mai bune. Masă de operație ruginită, folosită în secolul trecut, până la mijlocul secolului, după aceea a fost aruncată și a trăit vreo 10 ani. Prin diverse magazii și a fost reabilitată, adusă într-o sală modernă la maternitate. Lampa din sala de operații se asortează perfect cu clădirea maternității. Astăzi, asemenea lampă se mai găsește doar în muzeele de aparatură medicală. Aruncată din clădirile celelalte, adusă, pusă într-adevăr într-o clădire tot de atâta timp. Paviment, nou făcut, reabilitat. Crăpat, reabilitat în urmă cu vreo 10 ani. Crăpat, tavanul, de asemenea, făcut, crăpat, cade. Nu avem siguranța zilei că nu ne vom trezi într-un anumit timp. Trăim în secolul 21, veac în care gravidele află din primele luni de sarcină datorită ecografului ce poartă în pântec, fetiță sau băiețel, dacă se dezvoltă bine și dacă totul merge așa cum trebuie, nu și la Făgăraș. Ecograful pe care îl folosiți la gravide, la... Nu există ecograf. Suntem singura maternitate din țară, cred, care nu are ecograf. Acela e o relicvă aruncată de niște străini de după Revoluție. Deci nici nu funcționează, practic. E pus acolo doar să arătăm și noi că avem. Și dacă toți medicii specialiști ginecologi din oraș se chinuie cu aparatură din secolul trecut, de ce nu ar fi și un cabinet ultramodern în care să nu existe medic și care să stea degeaba? Doar Făgărașul este în inima României, țara tuturor posibilităților. Noi am amenajat cabinetul acesta de litotriție, am obținut toate aprobările. Din păcate, domnul doctor Bulancea, pentru că dumnealui urma să lucreze, are și specialitate, s-a pensionat și până la venirea unui nou medic urolog în unitatea noastră, nu îl putem folosi. Spitalul din Făgăraș nu este cu siguranță un caz izolat al României. Sănătatea țării este un sistem bolnav în care oamenii trebuie însănătoșiți.